De vineri și până duminică, localitatea Sătmăreană Ardud a fost gazda finalelor campionatului național de lupte greco-romane pentru junior 3. Performerii delegației sucevene au fost Viorel Strugariu la 42 de kilograme, Tudor Horătău la 53 de kilograme și Daniel Blănar la 59 de kilograme, toți cei trei câștigând medaliile de aur. O evoluție bună a avut și Mihai Corbu, care a reușit să prindă ultima treaptă a podiumului la categoria 59 de kilograme. Grație acestor rezultate, luptătorii antreneți de Daniel Ciupotariu și Andrei Polohan s-au clasat pe locul secund ca număr de medalii, fiind depășiți de gazde. Sucevenii puteau să termine pe prima poziție, dar deciziile arbitrilor i-au privat pe Florin Străjac și Ionuț Rusu de prezența în finale. Pe poziția a cincea s-au mai clasat Adrian Moisei la 32 de kilograme și Sebastian Prepeliuc la 100 de kilograme.